Un bărbat susține că ar fi fost înșelat, apoi părăsit de femeia iubită. Lovitura pe care ar fi primit-o de la partenera lui de viață ar fi fost nimic pe lângă ce ar fi urmat. Bărbatul ar fi rămas fără cei trei copilași, deoarece socrii i-ar fi luat pe cei mici. Mara Bănică a rămas alături de noi în continuare. Ni s-a alăturat și domnul avocat Adrian Cuculis. Bine ați revenit, bună seara! Bună seara! Alături de noi îl invit acum pe Alin Ispas, tatăl care vrea să-și salveze copilașii. Cum aș mai putea să fac un pas? Bună seara! Bine ai venit, Alin, te rog să-i loc! Alin, bună seara! De unde vii? Din Călăraș. Din Călăraș. Sat Câți Bogatăs. Ani ai? 31. 31 de ani. Și ai 3 copii. Da. Să trăiască. Ce vârstă au? Să rămână. 4, 6 și 7 ani. Ce minunată vârstă. În care ar avea nevoie de voi, de ambii părinți. Da, da, ambii părinți. Ei nu pot să stea fără mine. Dar tu de câți ani ești împreună cu mama lor? 12 ani. Nu sunteți căsătoriți legal? Nu. De ce nu v-ați căsătorit? Urma să ne căsătorim, dar multe incidente... La activ nu s-a mai putut face nimic. Da, da, ați făcut totuși 3 copii cu incidentele. Da, da, da. Da, am și rămas uimit că mi s-a întâmplat asta de înainte de sărbători. Hai să luăm cu începutul. Unde locuiați voi cu cei 3 copii? Noi când ne-am luat noi, până să facem copii, stăteam cu chirie, în București, cu chirie. Eu munceam, ea stătea acasă. Pe urmă, după câțiva ani de zile... 3-4 ani de zile, am primit o moștenire din partea tatălui. Al tatălui tău? Da. Așa. Tata este decedat de 16 ani și noi am avut niște moșteniri de luat. Și atunci când eu am primit moștenirea, am plecat spre București, știind și ea unde stăteam la un vecin acolo în sat. Și am plecat să iau bani. Când am venit de acolo, ne-am dus, am îmbrăcat fata cea mare care o aveam prima și am început să facem planurile să ne luăm un loc de casă sau... o casă, să vedem dacă găsim pe suma care o aveam. Și dacă tot n-am găsit, a intervenit al de socră meu, să investesc banii la dânsii în curte. Și pe curtea, în curtea socrului, pe terenul lui, tu ai construit casa în care stați? Da, da. Cu banii din moștenirea ta? Da, da. Și acolo ați și locuit cu cei 3 copii? Da, până v-ați certat? Da, 7 ani de zile. De când am în casa la ce distanță de casa socrului este casa voastră? E în aceeași curte, la 3 metri, distanță una de altă. Cam câți bani ai investit în casa asta? Păi am investit prima oară în ea 110 milioane și pe urmă cu timpul am mai băgat eu încă 100, aproape 100. E o casă mare cu câte camere? Am făcut-o, cum mi-a dat proiectul legea, am făcut o sufragerie, o baie, o bucătărie și un dormitor și un hol. Am înțeles. Bun. Și ce s-a întâmplat cu nevasta? Nu știu, eu acum 4 luni de zile... Am vrut să plec în Spania. Am plecat în Spania cu acordul ei, cu totul, să poate să terminăm și noi casa mai repede. Toate bune și frumoase. Și a plecat în Spania și a rămas acasă cu cei trei copii. Da. Și eu am plecat, m-a dus socru, inclusiv ea și cumnatul meu, la aeroport. Toate bune și frumoase până atunci. Când am ajuns în Spania, am fost băgat într-o garsoneră de-asta mică, așteptam să fiu chemat spre muncă, să mi se termine contractele astea, cum se face. A fost prima oară și am așteptat o săptămână jumătate, am văzut că nu ies la muncă, nu mai puteam să rezist, aproape și nemâncat. Și am zis să hotărăsc să vorbesc cu băiatul care m-a chemat acolo, să mă întorc în România, că din România îmi vine tot felul de telefoane, că soția mea e cu altcineva din Ploiești. Deci tu ai primit semnale cât stăteai în Spania, da, că nevasta ta e cu alt bărbat. Da, și eu am încercat să o întreb și când am vrut să sun în România, nu mai puteam să sun că era telefonul oprit. Și ce ai făcut? Te-ai întors acasă? Nu, mi-a luat un prieten de acolo din Spania o cartelă de Digi și am putut să sun să interviu. Și până la urmă mi-a răspuns și mi-a zis că nu are nicio legătură, că nu are pe nimeni și să nu mai mă ia după gura lumii. Bun, am venit acasă după în săptămâna aceea, sâmbătă, când am ajuns acasă, eu fiind din Spania, m-a băgat în carantină 14 zile. Când am stat în carantină, tot îi dădea mesaje să-mi spun adevărul, dacă este ceva între ea și... Dar ea nu era cu tine în casă? A, era izolat în altă cameră. Eu eram izolat în altă cameră, că am cerut la domiciliu. Și vorbeați prin... Da, până în mesaje. Și a zis că nu e adevărat. Și într-o seară, după ce am ieșit din carantină, am făcut buletinul și când am ieșit din carantină și am făcut buletinul, vin de la Călăraș seara, luasem eu o sticlă de bere și o sticlă de suc la copii. Și am pus eu un pahar de bere și stând acolo lângă sobă,
O mai întreb o dată. Alinu, e adevărat că cu ăsta din Ploiești mi se aude, ești cu el și ai trimis poze intime la el pe telefon? Nu, că nu e adevărat. La 11 jumate noaptea mă sună soția la băiatul ăla, că a dat până la urmă de profilul meu și a intervenit. Soția băiatului a găsit și ea poze cu nevastă ta în telefonul lui. Eu le am de la soția dânsului. Cu nevastă ta goală? Da, da. Și când i-ai spus nevestii, uite ce... Păi le-am arătat și a zis că, da, că a vrut să râdă de el. Că tot insista să-i trimeată goală. Păi stai mă puțin. Cum să râdă de el că îi trimitea poze cu ea goală? Da, a rămas uimit. Pe cum să râzi de el că ai râs de tine personal și de copiii mei? Cum să râzi de el? Bine, dacă e doamna din imagini, nu-i de râs. E o femeie prezentabilă. Da, ea este soția ta? Da. Și copiii unde? Cine-i crește? Uitați, și acolo este casa unde... Deci casa ta e aceea și casa... Da. Așa. Da. Și pe copii cine-i crește? Pe cei trei copii? Mai mult eu. Și cât timp tu ai fost în Spania, cine s-a ocupat de ei? Dânsa. Ea și cu părinții ei, că locuiau în aceeași curte. Locuia în aceeași curte, dar avea de toate ea în casă, lăsat de mine. Bun, ți-a recunoscut până la urmă că... Da, a recunoscut și a zis că și-a iertat atunci. Și bă, iar mai s-a evit altă plebune, a iertat și pe a doua. Și acum a treia, duminică, când i-am prins în flagrant cu... Cu cine? Cu un băiat din sat acolo, cu Logan. Am trimis... Astea sunt pozele și ei doi Logan. Sunt în mașină? Da, da. Ia nevasta. Eu m-am dus la magazin să iau... pachet la, pentru grădinițe, pentru școală și astea. Când am ieșit din magazin, primesc un mesaj că, bă, du-te repede pe câmp, pleacă de la magazin, du-te repede pe câmp, că nevastă e cu ăsta de la noi din sat, pe câmp. A rămas așa uimit. Cum o să fie? Când o iau eu spre câmp, avem un teren de fotbal acolo, și am luat-o pe terenul ăla de fotbal și m-am dus spre câmp, ei vinea din câmp. Și atunci m-am pus în fața mașinii și oprească mașina. Și când ai făcut pozele astea și ai întrebat-o de unde vii, ce ți-a zis? Nu, râdeau amândoi, nu mi-a zis nici... Auzi, eu te felicit pentru reacție. Deci ești unul dintre puținii soți care atunci când își prinde nevasta în fapt, mai mult sau nu, mai puțin... Nu, eu nu sunt... Bine, tu ai scos telefonul și ai filmat. Da, da. Altul, da. Îți dai seama că lua părerea, bătaie ce fac cu telefonul. Foarte frumos. Asta spune despre tine că nu ești un om violent. Nu, nu. O singură dată am făcut acum 8 ani de zile, dar tot așa a dat vina pe fratele meu că s-a dat la ea, dar de unde că ea s-a dat la el. Cum, s-a dat la fratele dumneavoastră? Da, unde stăteam cu chirii acolo, ea era la Aragaș și s-a dat la fratele meu fiind în influența alcoolului, fratele. Și el n-a știut ce face ea și ea a dat vina pe el. Cum, pe și el. S-a consumat ceva între dânsii? Nu, nu, nu. Că am apucat că eu am trimis pe altcineva din sat să ocupă la magazin să-mi ia țigări și o sticlă de vin, că era după botez sau... Da. Toate poveștile astea sunt legate de o sticlă de bere, de o sticlă de vin? Nu, păi dacă s-a întâmplat toate, numai dacă era ziua la un copil sau era și s-a întâmplat. Sau vina meu, de exemplu, de la muncă și obosit. Dar domnul ce v-a spus? A început să râdă de dumneavoastră? Da, râdeau amândoi în mașină și el mi-a zis că nu are nicio legătură cu ea. El așa confirmă că nu are nicio legătură cu ea și decât că el vrea să ne reparăm noi căsnicia și... Băi, bun mă, băiatule! E psihologul comunei dânsul? Cum? E psiholog în comună dânsul? Nu știu, nu știu. Și i-am zis eu, păi acum 3 zile, că eu înainte cu 3 zile l-am întrebat pe el. L-am găsit la... comandase la pizzerie unde lucrează, l-am comandat pizza pentru copii ca să pot să dau de el. Și a venit la magazin, am luat eu o cafea, i-am luat și lui o cafea. Bă, băiatule, vreau să vorbesc ceva cu tine, ai 2 minute liber? Da. Și pentru că eu n-am știut. Doamne, nu e simpatic, i-a luat și cafea amantului. Ce cred eu, când iei amantul la întrebări, mi se pare că te duci unde nu trebuie. Da, că da. Nu, adică dar eu n-am știut sigur că este. Dacă tu nu rezolvi cu nevasta, degeaba le-ai pe amant. Că amantul azi e ăla, mâine e altul. Nevasta e problema la tine. Păi da. Tu cu ea trebuie să vorbi prin prima fată. Ce facem? Păi nu găsești acasă prea des. Aia, adică tu iei pe la întrebări, dar ea peste 2 zile cu altul. Iei tot satul la întrebări, nu mai bine vorbești cu nevasta și o întrebi fata. Nu vreau să vorbească, că eu tot timpul îi cer să vorbim. Dar stai așa să înțeleg, copii. Dacă voi sunteți în aceeași curte, ea unde doarme acum? De când la socră. Într-o cameră de 7 metri pătrați, doarme 7 persoane, copiii mei, inclusiv mama lor, doarme jos pe pământ. Dar de ce nu dorm copiii la tine în casă? Că doar le-ai făcut casă... Păi vine copiii la mine și dimineața eu trebuie să plec la muncă și pleacă la ea. Am sau câteodată îmi spune copiii că nu mai vrea să ducă la ea, că sunt speriați. Sunt părinții ei, adică socrii tăi, ce spun despre situația asta? Nu spune nimic, ține cu ea și tot nu vrea să îmi vadă toate dovezile care le am. Și tu ce ai de gând să faci? Că tu ai mai făcut o chestie, nefiind căsătorit cu ea, și cred că și dacă erai, o să ne spună domnul avocat, da. Tu ți-ai făcut casa pe terenul socrului și este legea aia, că terenul înghite clădirea.
Nu, adic... nu, am tot dreptul acolo. Păi de ce? Ești deci proprietar sunt, pe teren? Nu, am tot dreptul că el trebuie, dacă e ceva, să mă dea pe mine afară. Acum nu știu, am întrebat și avocatul unde m-am dus la instanță. La așa, la ce v-a zis? Mi-a zis că ori mă lasă să stau acolo, fără să fiu amenințat, fără să fiu... O secundă, când ați construit imobilul ăsta, că da? Nu e nemai întâlnit să pui la dispoziție terenul și altcineva să vină da, cu materialele. Da, da, da. Ați făcut vreo înțelegere notarială în act autentic prin care a operat un schimb de teren contra... Nu, că nu aveam așa ceva ambii. Am căzut de acord amândoi. Și când ați construit imobilul respectiv acolo, bănuiesc că și-a dat acordul să fie construit imobilul pe terenul respectiv. Știe toată comună. Da, este exact ce a spus dumneavoastră, ați intuit foarte bine, că e o accesiune imobiliară, practic, și atunci se transformă cumva terenul respectiv, este asimilat de către bucata mai scumpă, adică de către ce a construit dânsul acolo, însă o să aibă probleme, pentru că dacă nu sunt de acord să facă strămutarea dreptului de proprietate, vor trebui să se judece. Cel puțin înțeleg că până în momentul de față nu există un pericol de genul acesta, însă cu siguranță, probabil că, mă rog, dacă pasul următor normal ar fi să nu mai fie împreună, nu mă gândesc și eu. Problema mea nu era neapărat ce se întâmplă cu relația lor, că oricum nu există o relație legală, oficializată, legală, dar ce se întâmplă cu copiii și probabil că o să fie o situație inedită acolo, adică socrii într-o parte, soția într-o parte, probabil cu amantul sau cu cine știe cu cine o fie acolo, și dânsul cu copiii într-o altă casă, într-o altă dependență a imobilului respectiv, însă în aceeași curte. Și atunci, nu, aș da și un sfat, adică trebuie să vă gândiți foarte bine ce aveți de gând pe viitor. Cumva mai bine vă compensați sumele și plecați de acolo, adică, cu totul. Ce vreau să zic, problema, că domnul avocat, pe înțelesul tuturor, ar fi că dacă vrei să pleci de acolo și să rămână ea cu amantul și cu casa, trebuie să te despăgubească pe tine de banii pe care tu i-ai investit pe terenul avocatul, Eu n-am înțeles de la și domnul... Și te muți tu cu totul, ca să nici să nu mai vezi pe ea zi de zi, dacă nu mai vrei. Domnul vrea să o părăsească până la urmă? Ce vrei, să te împaci cu Alina? A treia oară nu mai pot să dau... Și a treia oară șansă. Deja merg prea mai departe. No. Dar legat de copii, ce ai de gând? De exemplu, nici ea nu vrea să mai fie cu mine. Și legat de copii ați discutat despre ei? Unde? Da, cine de exemplu, crește? Ea tot vrea să rămână copiii la ea. Eu nu vreau să rămână copiii. Dar eu am înțeles din ce mi-au povestit colegii mei, da? Că acești copii, ce că ar fi nemâncați, am trimis și că imagine, ei bat în geam la tine dimineața și spun, tine e foame. Disperați, da. Da. La 12 noaptea, acum o săptămână, m-am trezit cu cei doi copii mai mici, 4-6 ani, îmi băteau disperați în geamul la ușă. Să le deschid ușa, norocul meu că nu m-a luat somnul, să pot să plec a doua zi la muncă. Eu plec dimineața la 6. Și nu m-a luat somnul, tot mai mă uitam pe telefon. Și atunci am auzit copiii bătând la ușă, disperați. Și erau într-un tricou, fără șosete, descălțați și goniți din partea alaltă și... Goniți? Da, da. Goniți. Păi doamna ce făcea? Da, ambii. Doamna stătea și consuma. Cu amantul? Doamna mai consuma? Nu, era în spate cu alte socre. Da? Doamna consuma.